Oficial, programul Rabla a demarat săptămâna trecută. Pentru anul 2011, programul Rabla pentru persoane fizice a demarat în data de 16 martie 2011 la nivel național. Față de anul anterior, nu au apărut modificări în condițiile derulării programului, chiar și valoarea voucherului rămânând la valoarea de 3.800 de lei. Drumul voucherelor spre turnul Severin este foarte nevoios, se pare, din moment ce toți oamenii care au venit să se intereseze dacă își pot valorifica autoturismele vechi au făcut cale întoarsă. Vreau să bag o mașină la Rabla. Vreți să vă cumpărați o mașină nouă sau să valorificați voucher? Păi să vă fi pe veche și să-mi iau una nouă. Și ce ați aflat? Am aflat datele ce trebuie puse. Datele de certificat de matriculare, de mare mașini, seria motorului, seria caroserii să corespundă. Când v-au spus să veniți, să aduceți mașina? Nu mi-a spus până acum. Și reporterii RTS au încercat să afle motivul pentru care programul Rabla nu a demarat încă în Mehedinți. Programul încă nu a început pe județul nostru. Spre sfârșitul lunii, începutul lunii viitoare. Încă nu știm exact, așteptăm răspunsul de la București să ne spună când putem să ridicăm voucherele. Nu e pe Mehedinți deocamdată. Și când se mai revin cu un telefon? Pe săptămâna viitoare, dacă puteți, eu știu, la sfârșitul săptămânii, pe miercuri, joi. Voucherele ar putea ajunge la drobeta turnul Severin cel mai probabil după 1 aprilie. Între timp ce interesați se gândesc deja cum să le folosească. Pe internet au apărut numeroase anunțuri de vânzare, cumpărare a tichetelor. Potrivit reprezentanților Ministerului Mediului, românii care doresc să-și cumpere o mașină nouă pot folosi maximum 3 vouchere. Tichetele se obțin prin casarea unei mașini mai vechi de 10 ani. Condiția este ca aceasta să fie înmatriculată în România.